Vom vorbi astăzi despre ceea ce se întâmplă în aviația civilă a Republicii Moldova, despre soarta întreprinderii Air Moldova. Întreprinderea de stat, compania aeriană Air Moldova, este transportatorul național al Republicii Moldova, fiind lider pe piața autohtonă a transporturilor aeriene. Această întreprindere a fost fondată 3 decenii în urmă, tocmai 30 de ani de activitate a împlinit în 2023, dar tot mai mult își pun întrebarea dacă Republica Moldova are nevoie astăzi de Air Moldova. Iată de ce l-am invitat la discuție pe domnul Alexei Rogov, cel care a fost șef de direcție operațiuni de zbor Moldair Service. Da, domnul Rogov, ați activat cât timp? Da, eu am fost acum că un an de zile am fost la operațiuni la Moldair Service. Dar eu, așa mai indirect vă spun, eu am reprezentat Republica Moldova la Organizația Mondială a Aviației Civile din Montreal, unde locuiesc de 23 de ani, care este cel mai mare forum în lume, în domeniul aviației civile, care elaborează practicile și recomandațiile în aviație civilă, pentru care sunt transmise la statele care sunt membre, 193 de state. De asta vă spun că noi am început aviația în anii 90, după când ați văzut interviul domnului Ion Sturza, care a evidențiat echipa care noi am construit infrastructura aviatică la începutul anilor 90, unde au fost făcute mari eforturi, unde au fost create majoritatea întreprinderii din domeniul aviației civile și unde astăzi, desigur, că este și o problemă în Moldova. Deci ați fost prima generație de manageri în acest domeniu și haideți să vorbim de ce astăzi a ajuns atât de mult să fie criticată această întreprindere. Da, această întreprindere e ca un subiect național în principiu, dar există practicile și recomandațiile Organizației Mondiale a Aviației Civile, ceea ce privește domeniul aviației civile. În Republica Moldova, legislativ, sunt legea aviației civile, unde este foarte clar stipulat care sunt lucrurile și care sunt obiectele și acțiunile statului, ceea ce privește domeniul aviației civile. Este Autoritatea Aviației Civile, este Ministerul Transportului, care acum e ministerul unde a fost domnul Spânu, și acestea sunt toate organele care dirijează și duce politica statului în domeniul aviației civile. Istoria aviației civile, vă pot spune că până în anul 2002, Republica Moldova era într-un pas cu țările baltice în ceea ce privește dezvoltarea practicilor și recomandațiile aviației civile care au fost implementate în Republica Moldova. Noi mergem într-un pas foarte înalt. Cea mai mare problemă care s-a început în Republica Moldova, pentru că sunt practicile și recomandațiile Organizației Mondiale a Aviației Civile, unde la conducerea industriei aviației civile și tot mecanismul care ceea ce privește, trebuie să fie aleși persoane cu minim 10, 15 și 20 de ani de activități în industrie, cu experiență integrată și foarte clară pentru a conduce aceeași industrie. La momentul nostru, din 1000, să vă spun, de la început la 2002, în aviație civilă a intrat practica unde la domeniul aviației civile, început cu Autoritatea Aviației Civile și conducerea aviației civile, conducerea întreprinderilor de stat, cum a fost și Air Moldova, au fost aduși persoane de la partid care practic nu aveau competență. Competență pentru că competența este lucru care îl cunoști, care trebuie să promovezi permanent interesele statului. Pentru că sunt în fiecare stat, există instituții cum este Ministerul Transportului, cum este Aviația Civilă, Autoritatea Aviației Civile, este Agenția Proprietății Publici care deține proprietățile statului, care împreună sunt subordonate Guvernul Republicii Moldova, care împreună 24 de ore răspund pentru domeniul aviației civile și pentru perspectiva continuă a dezvoltării a domeniului aviației civile. Asta a fost o problemă strategic dificilă și complicată care a dus astăzi practic la o situație unde în domeniul aviației civile a plecat inteligența, a plecat puterea, a plecat progresul și a venit mai mult politicul. Înțelegeți care e problema? Noi nu putem să spunem că, de pildă, nu o să găsiți într-o țară cu domeniul aviației civile, care este un domeniu strategic, unde sunt necesari la conducerea tuturor instituțiilor statului să fie oameni competenți.
După 2002, în industria aviației, s-a întâmplat un lucru foarte greu și dificil, care până astăzi s-a ajuns la o situație unde practic nu cunoaște nimeni, nici societatea publică, nu cunoaște responsabilitățile directe a instituțiilor statului care trebuie să lucreze și să opereze. Pentru că instituția aviației civile este un domeniu foarte complicat, foarte integrat global, unde sunt lucruri foarte și foarte inteligente care pot fi cunoscute numai cu experiență globală integrată și crescută în domeniul aviației civile. Deci ce soluție aveți dumneavoastră ca să fie salvată această aviație civilă? Soluția cea mai importantă trebuie să fie schimbările, pentru că prima este instituția de stat, care astăzi în instituțiile responsabile nu există absolut specialiști. Nu există. Prima instituție asta e ministerul domnului Spânu, unde acolo trebuie să fie care... Domnul Spânu de mult nu mai este la minister, e domnul Alaiba acum la minister. Da, domnul Alaiba, dacă e la ministerul, da, trebuie să fie angajați minim 4 persoane din domeniul aviației cu minim 10 ani de experiență, care ar lucra împreună cu instituțiile statului care sunt responsabile pentru domeniul respectiv aviației civile, care sunt APP-ul, care la APP iarăși nu e nici un specialist din domeniul aviației, și la aviație civilă. La aviația civilă trebuie să fie conducerea aviației civile sub o lege specială, angajat specialiști cu minim 15 ani de experiență, care trebuie să fie prin vot închis, ales de industria aviației civilă. Înțelegeți? Altfel, plus, la momentul dat, este o situație destul de dificilă. Aviația civilă ar avea nevoie astăzi de un Consiliu Național în aviație, unde ar fi din toate întreprinderile ales pe niște concursuri, niște specialiști din fiecare domeniu, de la trafic aerian, de la piloți, de la ingineri, pentru a crea o instituție care ar fi loială total, care ar fi dedicată special reanimării instituției date. Pentru că vă spun o chestiune, în ultima perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri dificile acolo, de la incompetență. În 7 iunie 2012 s-a semnat un acord de spațiu comun între Uniunea Europeană și Republica Moldova, care a fost total incompetent și acum, sub baza la acest acord, acum din Republica Moldova au plecat multe companii și operatori. Deci noi am rămas absolut fără industrie de la baza asta, pentru că la industria aviației civile sunt oameni incompetenți total, adus de politic, care trebuie schimbat printr-o lege de urgență. De făcut, Consiliul Național de Salvare în Aviația Civilă nu trebuie de uitat, pentru că toate documentele global sunt un instrument de recomandare. Fiecare stat, în măsura statului, are posibilități de a regla situația dată. Aceeași situație cu Air Moldova. Air Moldova nu e problema de astăzi că există așa o problemă. Problema e venită din spate, înțelegeți? Dar e o chestiune foarte clară, pentru că în toată lumea sunt valorile economice. Air Moldova este o întreprindere care trebuiește să rămână în statul Moldova. Pentru că dacă se pierde unicul operator național, asta se pierde o totală industrie. Dar ce înseamnă să se pierdă unicul operator național? Adică ar putea să intre în insolvabilitate, să ajungă la faliment, să fie creată o altă entitate? Ce ar putea să se urmeze? Există diferite practici. În Europa, de pildă, a fost o perioadă și astăzi sunt companii naționale care au pierdut, de pildă, au pierdut competiția între operatorii globali, cum este Lufthansa, KLM, Swiss și altă mai departe. A fost companii care au falimentat, pentru că aviația civilă, mai ales acum, în situația când a fost COVID-ul ăsta, e un instrument și e un mecanism foarte dificil, unde în diferite țări statele dotează întreprinderile date pentru a le ajuta a menține situația. Pentru că dacă ei venitul companiilor și ei plata de taxă și dezvoltarea durabilă a economiei aviației civile sau a industriei sunt necesare numai decât să existe așa o companie în stat. Dar asta e o politică națională. Dacă i-ar putea aloca, de pildă, niște bani sau ar putea să restructureze instituția dată, dar cel mai important să nu se vadă între asta politic, pentru că există compania aeriană care are 100 sau 200 de angajați care plătesc taxă la stat și într-un stat civilizat ăsta sunt oameni angajați la stat care plătesc taxă și au un viitor.
Și există alte probleme în care e partea operațională, care certificatul de operator se alocă de Autoritatea Aviației Civile a Republicii Moldova, care este un mecanism în baza chestiunilor tehnice. Acolo nu există nicio familie, acolo există partea operațională de care răspunde Autoritatea Aviației Civile. Și dacă statul, cum există în Canada, de pildă, fiecare cetățean, dacă rămâne fără serviciu, el 2 ani de zile e plătit din cont statului să fie pregătit. Dacă în Republica Moldova trebuie să fie un concept, pentru că oamenii în aviație costă scump, și dacă astăzi se permite o situație de a falimenta compania dată, asta nu e un câștig. Ați spus și dumneavoastră că Air Moldova nu este despre politică, dar compania de stat Air Moldova se crede că a fost buzunarul ilegal din care au fost sponsorizate mai toate companiile aeriene private din Republica Moldova. Stimată doamnă Valentina, să vă spun, știți care, dacă luăm la noi în mare măsură, dacă mergem pe strada Ștefan cel Mare, fiecare business cuiva aparține, știți, dacă mergem așa la măsură. În Moldova există, în fiecare stat există mecanismul statului care trebuie să aibă dovezi. Înțelegeți care e problema? Este fisc, este poliție, este SIS, cum lucrează în Canada. Instrumentele date acolo, când ele trebuie să ocupe în special, să intre în esență și să vadă, dar de și întreprinderea dată s-a ocupat cu așa ceva, pentru că sunt o sumedenie de mecanisme. Sunt băncile, sunt fiscul care trebuie să regleze situația. Dar în spatele la compania Moldova sunt 300 de angajați care plătesc taxă și au copii acasă. Înțelegeți care e problema? De ce a fost asociată Air Moldova cu afacerile lui Șor? Dacă luăm noi în ultima perioadă de 25-30 de ani, se poate acuza fiecare om. Înțelegeți care puchelu a aparținut acolo. Da, au fost companii Air Moldova, au fost Air Moldova International, au fost alte companii, au fost 4 companii care au pierdut certificatele acum, care tot au fost niște informații că ele aparțin lui domnul Dodon, lui președintele Dodon, care a fost Valanu. Dar în spate la compania asta se plătea 150 de milioane de lei numai impozite la stat. Nimai vorbind că acolo au lucrat 200 de oameni care asta. Și noi nu putem ca un stat civilizat, sunt reglementările tehnice care le are Autoritatea Aviației Civile și sunt chestii personale care trebuie să le regleze instituțiile statului. Înțelegeți? Noi nu vorbim. Eu pot să vă spun că eu nu aparțin nici la un politic nimic. Și eu nu mă apăr acum pe Șor sau pe cineva. Înțelegeți care e problema? Dar compania aeriană asta e un operator care business-ul din aviație e foarte complicat. Înțelegeți care e problema? Și acum la moment dat normal că trebuie să fie o investigare și să vadă de pildă cum au intrat banii de acolo. Dar este organ de stat ca orice SRL. Dacă dumneavoastră aveți un SRL, fiscul vine și vă verifică, da? Vă verifică, dar de unde au venit banii? Și așa e și chestia la compania aeriană. Dar, de pildă, vă spun că istoric la noi, în Republica Moldova, sunt foarte multe cazuri unde la comanda politicului au fost închise companii după companii. Și asta e o practică care vine în Moldova din 2002, unde s-au închis zeci de companii, s-au fugărit din registru mii de sute de avioane și au plecat cei mai buni specializați în Republica Moldova. Asta se continuă până azi. Acum lumea e foarte supărată că se anulează zbor după zbor, că s-a luat o pauză, nu se știe, va intra în faliment această companie, va reuși totuși să-și continue activitatea și dacă lumea e supărată, înțelegeți dumneavoastră în ograda cui nimeresc aceste pietre? Nu, noi înțelegem, pentru că până la urmă știți care e problema. Fiecare instituție care funcționează în standardele statului, ei subordonează guvernului. Asta e lege. Știți, fiecare angajare e subordonat. Guvernul are mecanisme de sare de control. De pildă, da, mecanism, cum există banca. Deși Banca Națională verifică fiecare bancă și active are ca ea să nu ajungă în faliment. Aceeași procedură sunt pentru Air Moldova care trebuie să verificate și prin mecanismul apărarea consumatorilor trebuie să fie verificate la și moment Air Moldova are dreptul să vândă bilete și care e starea ei financiară. Deci sunt proceduri, știți? Nu se poate arunca tot într-o chestiune de aruncat că asta totul e politic, acolo e Șor sau în altă parte. Bine, dar pe de altă parte totuși a fost un management defectuos al acestei întreprinderi și trebuie cineva să poarte responsabilitate. Desigur, managementul, dar el nu are de unde să fie, doamna Valentina, din 2002, industria aviației civile, permanent politicul la Autoritatea Aviației Civile, pentru că, vă spun, este practica internațională a conlucrării. În fiecare țară civilizată, odată la jumătate de an,
toate părțile cointeresate a statului, începând cu guvernarea și începând cu, de pildă, cum ar fi Moldova, APP-ul, Ministerul de Transport și Autoritatea Aviației Civile, împreună cu toate companiile din țară, fac politica de dezvoltare. În Republica Moldova nu există de zeci de ani asta. Nu există nici o politică de dezvoltare a domeniului respectiv strict stipulată cu punctele de referință. De unde suntem și facem și cum facem. Din simplu motiv că politicul permanent la Autoritatea Aviației Civile desemnează oameni care n-au nimic cu aviația. Bine, și acum... Asta e problema. Acum, problema întreprinderea... Dacă la Autoritatea Aviației Civile erau profesioniști, îi opreau și făceau o investigare, de pildă, pentru că ei de pildă, răspund de dezvoltarea continuă, împreună cu guvernul și cu ministerul referitor care scrie politici de dezvoltare. Dar acolo nu specialiști absolut de fel. Bine, ce am înțeles eu dintr-un comunicat de presă aceste întreprinderi, că Air Moldova acum se află în proces de depășire a dificultăților și reorganizare activității, astfel încât să poată să-și onoreze toate obligațiunile față de cetățeni. Da, exact. E o chestiune clară, pentru că orice situație trebuie reglată. În compania Air Moldova asta nu e un subiect politic, dar e o companie aeriană operațională. Și fiind, având certificatul de operator, unui stipulat toate regulamentele, dar în spate mai este colectivul care fiecare primește un salariu și are de copii acasă. Asta e lucru de bază. Și fiecare din ei doresc să supraviețuiască. Asta e tot. Și așa a fost permanent în aviație. Companiile de aviație au fost totdeauna tari, oameni cu inteligență. Politica a fost problematică. Înțelegeți? Asta a fost problema. Dacă acum o să regleze situația dată, se poate regla orice. Deci nu e o problemă că acum s-au terminat COVID-ul, acum se începe sezonul, care e sezonul mare, compania avea încăsări, acum sunt încăsări pentru că se începe high season, de atâta eu o să remedieze. Doar chestiunea trebuie de reglat, pentru că nu numai Air Moldova, dar mai sunt companii întregi care au fost închise. Înțelegi, doamna Valentina? Ce a spus președinta Maia Sandu, șefa statului, a spus că procuratura este cea care trebuie să se pronunțe pe situația destul de dificilă creată la această întreprindere. Da. Dar noi înțelegem, dacă noi putem să-i punem la pușcărie pe toți. Înțelegeți care e problema? Asta vă spun trăind 20 de ani în Canada. Lucrurile, fiecare lucru au rădășină întrebări. Înțelegeți? Trebuie mers la întrebări. Asta e politica de cadre adusă urât de politică din 2002. Asta e problema de bază. Noi acum o să o luăm pe directorul și ala o să o luăm. Dar eu vă știu, eu cunosc lucrurile. Că din anul de ce am plecat noi din industrie, ca s-a început pressing-ul politic, au plecat permanent oameni. Și pleacă mii și sute de oameni și ei mai buni specialiști. Pentru că e greu de funcționat în așa. Aviația e un domeniu foarte și foarte dificil, care de a te menține pe piață trebuie să ai oameni integrat cu creierul în global, care cunosc conjunctura globală, cunosc lucrurile. Dacă tu nu ai deasupra un mecanism a statului care permanent elaborează politici de dezvoltare continuă, atunci problema e foarte mare. Deci, ce s-a întâmplat în Republica Moldova? În opinia dumneavoastră, problema specialiștilor rezolvă problema falimentului, absolut, da? Absolut. Acum trebuie să primească legi în aviația civilă, unde la conducerea aviației civile trebuie să vină specialiști minim cu 15 ani de activitate care cunosc lucrurile și care trebuie să fie alese de toată industria prin vot închis. Pentru că peste tot locul la întreprinderile de stat, oamenii sunt intimidați și nu pot nimeni deschide gura, pentru că există politic care el controlează situația ca la partid. Asta e o catastrofă. Eu vă spun asta ca practică internațională care există în țările care au performanță în aviație. Dar dumneavoastră... Noi în țară nu avem acum nimic. Nici școli de aviație, nici pregătiri, nici centru medical, nici muzeu, nimic, zero. Dumneavoastră din diaspora, ați revenit a doua oară să vă implicați? Eu, doamna Valentina, când acum a venit președinția la putere, doamna Maimă, știți că eu am făcut un interviu cu toate lucrurile. Eu am stat 5 luni de zile și am scris mesaj la toate instituțiile statului și am propus un plan de remediere pentru a porni rapid schimbările în industrie. Cu mare regret, dar nu am primit numai răspunsuri unde de la un minister la altul, așa, și a fost pierdut un timp că în acordul din 7 iunie 2012, unde au fost plecate
4 sau 5 companii de industrie, se putea tot regla. Acum s-ar încerca de ceva de făcut, în principiu, dar trebuie de mobilizat o forță destul de majoră și nu știu dacă ar fi capabil cineva să vină, de pildă, ca să apuce de lucru. Asta e vreo 2 ani de zile de lucru 24 din 24. Noi când am lucrat la crearea industriei aviației civile, domnul Sturza cunoaște lucrurile. Că el atunci a controlat și verifica ca să nu se fure banii de la aeroportul care s-a construit și s-a făcut cu copiii. Domnul Sturza cunoaște lucrurile. Noi lucram 24 din 24 de ore. Acum, vinerea, oamenii se relaxează pentru că ca să fii conducător la aviație, trebuie să trăiești cu aviația, să fii născut în aviație. Pentru că noi azi în Republica Moldova nu avem nici aeroclub pentru copii, nici muzeu nu avem, nici o școală de instruire în Republica Moldova nu e. Dacă vizitați dumneavoastră aeroportul Chișinău, întreprinderea Moldova Servicii, interiorul la aeroportul Bălți, dumneavoastră o să vedeți că asta e evul mediu, la ce s-a ajuns. Și atunci o să întrebați, dar cine de unde a venit? De la Air Moldova? De la alte companii? Nu. De la conducerea aceea care a fost politic integrată în situația. Domn Rogov, acum se cer soluții. Constatările sunt clare, situația este una deplorabilă. Acum e nevoie de scenarii care ar ajuta la depășirea situației delicate. În industrie sunt specialiști, doamna Valentina. În industria Republicii Moldova sunt specialiști care au câte 25-30 de ani de industrie, care au văzut-o cum au crescut-o, dacă oamenii ăștia vor avea un statut, vă spun un statut foarte clar, eu cred că într-o muncă așa grea, în vreo 7-8 luni de zile, s-ar putea de remediat multe întrebări. Și cu aeroportul Bălți, pentru că eu când am văzut interviul ușor, acum chiar construiește la Cahul, asta a fost o... Nu la Cahul, la Comrat. La Comrat, da. Aeroportul Bălți... Sau la cea Dărlunga. ...trebuie să fie lucrat. Poftim? La cea Dărlunga. Sunt lucruri care se poate dereglat foarte rapid. Numai că vă spun o chestiune, m-am spus încă o dată și repet. Chestiunea trebuie să fie voința politică pentru a înțelege că în aviație nu se mai poate merge pe distribuitor de flyers. Nu se mai poate merge. Trebuie de mers cu specialiști. Altfel, eu cred că sunt încă multe industrii care au aceeași problemă. Pentru că oamenii din aviație au licențiere internațională. Și când el vede că oamenii care el vine cu inițiativa pe dânsul îl ignoră, el își ia certificatul și pleacă la Autoritatea Aviației Civile din Franța. Care noi avem oameni și avem azi în toată lumea, în companiile mari moldoveni de-a noștri, care sunt bine mersi. Și nu vreau să mă întoarc nici să uit înapoi, pentru că un om specialist nu poate fi condus de un distribuitor de flyers. Noi putem să știm cu mătre, prieteni, aviația nu merge. Asta cum ar merge la un doctor la operație din chirurgie și trebuie să, după ce s-a terminat jumătate de operație, bă, ia ca la partidă ăsta cu flyer să termine operația, nu? Noi când ajung, mergem și zburăm cu un avion până la Franco, pilotul nu ies să aruncă și zic, bă, eu mai departe nu pot ateriza avionul. Ia că eu am meu parașuta și sar, dar voi mai departe vă duci că sunteți astăzi din politică. Trebuie să ajungem la un moment, aviația nu mai poate, deja pentru că s-a dus la sapetele. Mesajul meu pentru Guvernarea Republicii Moldova, trebuie schimbată abordare și trebuie să fie primite legi aviației civile, unde la pozițiile cheie să fie desemnați persoane profesioniste. Asta e ministerul de care răspunde de politici în guvern. Prim-ministru trebuie să aibă un consultant numai decât pe aviație, care trebuie să aibă vreo 15 ani de asta. La PP trebuie să fie minim 2-3 oameni din aviația civilă și în Autoritatea Aviației Civilă conducerea. Și odată, în 6 luni de zile, cum fac țările civilizate, trebuie să fie o adunare sub patronajul guvernului, unde trebuie să fie foarte clar stipulat. Și facem, unii suntem și unii mergem. Și care este politica internațională? Asta e toată istoria. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare, bine ați explicat, mersi tare mult!